Doamne Dumnezeul nostru, înaintea Ta venim cu păcatele noastre și știm că Tu ești un Dumnezeu curat și sfânt. Tu ești separat de umanitate, ești separat de orice este stricat și rău și păcătos. Tu ești un Dumnezeu măreț și glorios, Tu ești Creatorul nostru, Tu ne-ai făcut, ai Tăi suntem. Doamne, uită-te spre pământ, uită-te spre nenorocirea care a dat peste umanitatea întreagă și, Doamne, fie-ți milă de noi. Fie-ți milă de țară, fie-ți milă de copiii Tăi. Te rugăm, Dumnezeul nostru, iartă-ne păcatele, numai împotriva Ta și numai împotriva Ta am păcătuit. De aceea te rugăm frumos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos și numele Mântuitorului nostru, te rugăm să ne ierți, te rugăm să ne curățești, te rugăm să ai milă de noi, te rugăm să nu ne faci după păcatele noastre, ci te rugăm, Doamne, în marea Ta milă și îndurare, să ne ierți păcatele, să ne speli păcatele, să ne curățești de orice nelegiuire. Fie ca sângele Domnului Iisus Hristos să ne spele încă o dată, să ne curățească, mărturisim păcatele noastre înaintea Ta, mărturisim că noi suntem vinovați, mărturisim că noi Te-am lepădat, mărturisim că noi Ți-am întors spatele, mărturisim că noi Te-am scos din viețile noastre, noi Te-am scos din trăirile noastre, din viața de zi cu zi, Te rugăm să ai milă de noi, Te rugăm să ne ierți. Vino, Doamne, în viața noastră, vino, Doamne, în familiile noastre, vino, Doamne, în bisericile noastre, vino, Doamne, și ia controlul în viețile noastre și ai milă de noi. Iartă-ne, curățește-ne, Dumnezeule, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos și Te rugăm, iartă-ne, curățește-ne și vindecă-ne. Amin.